De curând, binecunoscuta interpretă de muzică populară, Elena Sima, a urcat încă o treaptă în cariera didactică. Aceasta a susținut concursul de director la o școală specială din București. Dorința artistei este să contribuie cu toată știința și puterea pentru ca învățământul românesc să performeze. Am hotărât să-mi depun dosarul pentru învățământul preuniversitar, pentru funcția de director. Mi-a trecut dosarul, ceea ce m-a încurajat așa să merg mai departe. M-am prezentat și la examenul scris. Dumnezeu a fost alături și am reușit să iau o notă de trecere. Ușoară nu a fost. Și a venit acea posibilitate de opțiune școli. Am ales școala din București, pentru că aici îmi desfășur activitatea în învățământul preuniversitar cu o vechime de 15 ani pe cartea de muncă, dar eu activez de 20 de ani în învățământ. Și fiind un profesor titular, da, cu gradul 1, am optat pentru o școală din București, m-am prezentat și la interviu și așa m-am lipit, să spun, cu sufletul de o școală din ciclu secundar superior care se organizează în programe de studii profesionale. Mă voi dărui trup și suflet și mi-i pune și mintea la contribuție, poate mai mult ca altă dată, în favoarea acestor tineri minunați. Întotdeauna cele două ocupații, de dascăl și de artist, au mers mână în mână, iar cu ocazia sărbătorilor de iarnă și în mod special a Crăciunului, Elena Sima pregătește un program artistic care va ajunge la cei ce o îndrăgesc și o ascultă. Au fost și sunt multe colaborări cu posturi de televiziune, dar ne dorim și în fapt să ajungem să bucurăm, poate nu la fel ca altă dată, pentru că trăim aceste, știu eu, vremuri mai grele. Vom ține cont de tot ce înseamnă restricții și vom fi responsabili, dar ne dorim tare mult să gustăm un pic din acel frumos al Crăciunului aproape de om, tămăduindu-i, știu eu, sau bucurându-l cu colind. Mulțumesc tare mult, Clar TV, de fiecare dată ați fost atât de deschiși și de atenți la dezvoltarea mea profesională, dacă permit să spun, și eu sunt un om și voi purta veșnic în suflet Câmpul Lungul, Argeșul, și sunt convinsă că vom dezvolta proiecte frumoase. Chiar dacă își duce traiul de zi cu zi în București, Elena Sima vine cu drag în Mușcel și iubește aceste locuri la fel de mult cum le iubește pe cele din Moldova, de unde provine.